Am început de mic, aveam vreo 13-14 ani, eram mor de foame. În buzunar nici pic de bani, eram doar un copil, nătărău, prost. Mama îmi zice mereu, copile, nu fuma că n-are rost. Eu continu să nu o ascult, vreau să învăț să ajung cineva pentru nu a fi incult. Mama a repetat de mii de ori, copile, nu fuma că o să ajungi ca tatu nori. Poate are și ea dreptate, eu nu o ascultam fiindcă eram o răutate, eram o răutate, un retardat. Viața asta să tot o ai și ajungi și un drogat, ajungi să fii un golan de pe stradă. Mai ții minte când îi ziceai mame vreau ciocolată, dar totul s-a schimbat, eu m-am maturizat, pur și simplu am devenit un drogat. Yo. Și vă zi de zi, oameni ce fumează mereu, eu ce m-am gândit? Am zis hai să încerc și eu, nu m-am gândit deloc cât poate să-mi fie de greu. Și că în viața asta am să pierd tot ce al meu, frate, stau acum și mă gândesc bine cât de nașpa este când fumează o fată lângă tine. Mă uit în depărtare, văd o fată ca o rază se întoarce, are țigara și fumează în ziua de azi. Nu mai vezi o fată cu minte, ea zice că te iubește, n-ai habar că ea te minte. O fată trebuie să miroasea grijă și parfum, nu a bere și țigări. Crede-mă, nu sunt nebun când îți spun toate acestea adevărul, hai de aruncă țigara, nu mă îngropa în sărut că eu îți spun, buzunarul o să te doară, poate o crezi ca pe povară, dar țigara te omoară, yeah! Așa că aruncă țigările că nu sunt bune de nimic. Adevărat.